Bine v-am găsit, tinerețe. Bine, familie. Bine ați trecut pe la noi, a? Ce faceți voi aici? Suntem la Gaudeamus, la târgul de carte? Da. Noi am venit așa în nasoaite infantică și creație științifică pentru tineret, pentru a arăta, ca să spun, lucrarea noastră științifică, cu care vom participa la un concurs internațional organizat de către NASA. Și am venit mai întâi la Sfântul Infantică, pe aceea suntem patrioți și vrem să atusem inovația mai întâi în România, ca să arătăm talente României mai întâi, înainte să arătăm străinilor. Ce-ați inventat voi? Deci noi, acest concurs de la NASA ne impune să proiectăm de la zero o colonie spațială orbitală care va funcționa autonom față de Pământ și care va găzdui în viitor oameni. Concursul ne impune și să spunem de ce vrem să o facem, practic să aducem un pic de motivație. Noi avem mai multe idei în plan, cum ar fi un dockyard spațial, care înseamnă că colonia va fi ca un fel de stație între Pământ și explorarea spațială. Practic ne aduce civilizația mai aproape de stele. Pe lângă chestia aceasta, colonia ar putea fi ca un fel de mini laborator cu cercetări științifice, deoarece unele condiții care există în spațiu nu se pot recrea pe Pământ. Și în același timp, colonia reprezintă, ca să spun așa, un punct cheie pentru civilizația umană, deoarece acesta ar fi primul pas în a deveni o civilizație de tipul 3 și să terminăm ca să fim o civilizație de tipul 2. În același moment, colonia ne va asigura o axiație gravitațională. Îi vom oferi la început un impuls ca să se înfuită în surul... Deci ideea noastră este în felul următor. Structura am decis să fie rotundă, deoarece într-un cerc toate punctele sunt de la aceeași distanță față de centru. Cercul ne ajută și să mișcăm într-o rotație completă. În spațiu, neavând aer, doar trebuie să îi dăm un impuls de început, iar colonia se va roti în continuare. Rotația aceasta conferă o accelerație care provine din centru și ajunge undeva pe ultimul rând. Practic, oamenii care trăiesc pe ultimul strat al coloniei vor simți exact aceeași presiune asupra, aceeași normală asupra suprafeței, ca pe Pământ. Această colonie mai are și o structură în centru, care se poate este reprezentată mai mare aici. Structura aceasta ne conferă posibilitatea de a menține colonia în formă rotundă, fără a se alungi sau a se deforma. Pe lângă aceasta, putem să aprovizionăm colonia cu nave spațiale mult mai ușor, deoarece colonia se află mereu în mișcare, iar ca o navă spațială să ajungă undeva pe acest tunel, trebuie să se miște și ea la rândul ei. Dar în axa din centrul acestui obiect nu este în mișcare, deci nava spațială poate să intre pur și simplu aici, fără ca ea să se află și ea în rotire. Pentru a ne pune la dispoziție materiale necesare în construirea coloniei spațiale, materiale folosite pentru colonie le vom obține de pe baza noastră în aer, ca să spunem așa. Înainte de a ne apuca să construim efectiv colonia, vom construi o pasă lunară și de acolo va începe să se construiască diferite structuri pentru colonie. Pe lângă această bază lunară, noi am ales poziția coloniei, deoarece concursul ne impune ca aceasta să fie orbitală, nu să fie o colonie de genul colonie pe Marte sau colonie pe Lună. Noi, practic, noi trebuie să o facem individual de orice planetă. Noi am decis să o poziționăm în L4. Aceste puncte L se numesc și puncte Lagrange și sunt niște puncte de echilibru gravitațional între Lună și Pământ. Punctul L4 este și punctele L4 și L5 sunt diferite de restul punctelor Lagrange, în sensul în care nu sunt pur și simplu niște puncte de echilibru, ci sunt niște arii mai mari. Practic, stabilitatea este mai mare, nu sunt riscuri atât de mari. Pe lângă chestia aceasta, L4 și L5 se află pe traiectoria Lunii în jurul Pământului, astfel asteroizii de tip Troian, care intră în câmpul gravitațional al Pământului, o să ajungă aici înainte să se dezintegreze. Practic, noi putem să-i colectăm mult mai ușor decât dacă ne-am aflat mai în interiorul orbitei.
Acești asteroizi vor fi practic pescuiți de către colonie prin niște rachete care practic le scad viteza și îi pun în concordanță cu mișcarea coloniei. O să se miște la fel de mult. De unde sunteți voi? De în Ploiești. Eu sunt de la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza și este de la Colegiul Spiru Hare. Amândoi sunteți din Ploiești? Da. Vă coordonează cineva? Profesorul nostru coordonator este un profesor de la Colegiul Spiru Haret, numită Petrișor Mugăra. Problema este că eu o să difuzez materialul acesta și era bine dacă era și domn profesor aici. Credeți din păcate... Că... Stăți cu o puțină. O să aibă... Este chiar acolo, de fapt. O problemă. Că eu am promis că mă întorc, dar... Uite acolo, nu pot. A, uite acolo. Acata, am fost. Profesorul este de fapt o doamnă. Da, doamna profesoară, nu este profesoară, ea este, a făcut facultate de chimie, dar că nu este profesoară, este mai mult, are un centru de informare la Colegiul Spiru Hare. Coordonează doamna, proiecte. Doamna coordonator, vă rog frumos să luați loc acolo, pentru că eu vreau să public ce... micuța prezentare și aveam nevoie de, ia și tu loc, că mi-ești din cadru, aveam nevoie de prezența dumneavoastră ca să nu mai fac un act scris, tra-la-la, să ne lungim. Pentru că este foarte bine să promovăm tinerii inventivi. Da, vă apreciez aici. Da, și ideea. E bine că v-am găsit repejor. Eu oricum veneam și mâine. Spuneți-mi două cuvinte despre acești doi tineri minunați pe care îi aveți. Deci, probabil că aveți mai mulți în club sau ce este? Da, suntem trei. Da, sunt trei. Cei care lucrează, dar cei cu care s-a venit la ediția aceasta sunt doi, elevi de liceu, clasa 10-a și clasa 11-a. Doi tineri talentați, pasionați pe astronomie și acest tip de proiecte. Etapa acestui proiect este mai avansată. Au început mai de mult, de vreo 3 ani în urmă. Au luat și un premiu 3 la NASA. Și acum... Voi erați cei care erați pe internet că ați luat premiul la NASA? Dacă sunt mai multe. Dacă erau din Ploiești. Noi suntem singuri din Ploiești, dar sunt și de la Constanța și București. Da. Și voi v-ați ales cu ceva? Noi am luat premiul 3. Sunt mențiune. Premiul 3 la NASA? Da, sunt mențiune. Măi, păi ar trebui să merg a pleca prin fața voastră. Bravo! Mă bucur foarte tare că am dat peste voi. Acum este o, v-am spus, altă etapă mai avansată a proiectului. Dar cum ați ajuns, doamnă, totuși? Pasiunea lor. Pasiunea și munca copiilor. Da, să știți. Bravo. Mă bucur foarte tare că v-am întâlnit. Să mai vorbim și altă dată. Da. Să-mi spuneți pe rând numele dumneavoastră. Mă numesc Soare Cristian. Soare? Soare Cristian. Soare Cristian în clasa A? A 10-a. 10-a la liceu? La Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza Ploiești. Ploiești, doamna. Minodora Petrișor, profesor documentarist la Colegiul Spiru Hare Ploiești. Ploiești cu Andrei, F, în clasa 11-a, de la Colegiul Spiru Hare. Bravo, vă felicit din toată inima mea și vă doresc succes ca mie să aveți. Mulțumim! Numai bine!